În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Iubiți credincioși, după o perioadă de pregătire prin post și rugăciune, am ajuns ziua de pomenire a Sfinților Apostol Petru și Pavel. Biserica a rânduit să fie pomeniți dintre apostoli doar aceștia doi, într-un mod special, data de 29 iunie. Și asta pentru că în anul 67, pe 29 iunie, cei doi au fost martirizați la Roma, pe timpul împăratului Nero. Unul prin răstignirea pe cruce, cu capul în jos, cum și-a dorit Sfântul Apostol Petru, iar celălalt a avut parte de bona mors, adică de moarte bună, prin decapitare, fiind cetățean roman, Sfântul Apostol Pavel. Aceasta este rațiunea pentru care astăzi îi pomenim pe cei doi împreună, urmând ca mâine să-i pomenim pe toți cei 12 apostoli în sobor. Și, cum vă spuneam, rânduiala bisericii are ca temelie sfârșitul lor mucenicesc, dar nu numai. Cei doi ucenici ai Mântuitorului, deveniți apostoli, au foarte multe lucruri diferite și totuși ceea ce apropie este mult mai important, mult mai profund. Au fost diferiți în sensul că Sfântul Apostol Petru, înainte să fie Petru, a fost Simon Pescarul, fiul lui Iona, care venea din seminția lui Simeon, un om simplu, un om neînvățat, fără cultură, dar învățat din greaua lui îndelenicire pescuitul, să rab de mult, să se roage din tot sufletul său pentru ca peștele din mare să fie prins. Pentru hrana lui, a familiei lui, el era căsătorit, cum știm, nu știm dacă a avut sau nu copii, știm că a fost căsătorit, a avut o soacră pe care Mântuitorul Hristos a vindecat-o de friguri și, desigur, prin vânzare reușea să-și întrețină familia cu mari dificultăți. El a fost trecut în lista apostolilor primul, deși primul chemat, cum știm, a fost fratele său, Sfântul Apostol Andrei. Mai întâi, ca și Andrei, a fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul, urmând să fie chemat la apostolat de către Mântuitorul Hristos, prin celebra chemare, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Petru, care era mai în vârstă decât Andrei și decât toți ceilalți ucenici, deși nu foarte în vârstă, se pare că avea în jur de 30 și ceva de ani și el, ceilalți erau mai tineri, a răspuns prompt, fără să pună vreo întrebare, fără să ceară explicații, fără să fie ademenit de vreo promisiune a Mântuitorului, a lăsat totul și l-a urmat pe Hristos, timp de 3 ani și jumătate, când Mântuitorul a propovăduit Evanghelia Împărăției Cerurilor. A fost verhovnicul cel întâi care lua cuvântul, fiind mai în vârstă și fiind și mai îndrăzneț, mai impetuos în temperament, un om plin de curaj altfel, dar, cum știm, s-a dovedit de-a lungul celor 3 ani și jumătate oscilant, fluctuant. A avut momente excepționale, a avut momentul despre care ne descoperă, ne arătat Evanghelia astăzi, și anume mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos, dar îndată după aceasta a primit o replică foarte promptă și dură din partea Mântuitorului, atunci când Mântuitorul și-a vestit patimile sale și când Petru
a spus: Doamne, nu cumva să ți se întâmple una ca unele ca acestea. Și atunci Mântuitorul l-a mustrat spunându-i: mergi înapoi a mea, Satana, o zminteală miești, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. 3 ani și jumătate, cum vă spuneam, de învățătură de la Dumnezeu cuvântul direct, 3 ani și jumătate în care a văzut minuni cu ochii săi, cu nimeni altul, în afară de cei mai intimi ucenici, au văzut. De asemenea, El este Cel care, împreună cu cei 12, a făcut minuni, având putere de la Mântuitorul Hristos să scoată demoni, să vindece bolile trupești și sufletești. Cum știm, ajunge la un moment dat să se îndoiască de Domnul și să se lepede chiar cu jurământ de 3 ori, dar prin pocăință sinceră și profundă s-a reabilitat după înviere, când Mântuitorul l-a iertat, îl iertase dinainte de fapt, și când l-a repus în demnitatea de apostol. Pe el, cum vă spuneam, l-a chemat Simon, numele de Petru, Petros, care înseamnă piatră, dar nu o piatră stabilă, ci o piatră pe care o poți lua dintr-un loc și o poți arunca într-alt loc, Petros. A fost schimbat numele de către Hristos din Simon în Chifa, care în traducere în greacă înseamnă Petru, Petros, cum vă spuneam, piatră, dar nu stângă. O Petra este altceva, și această stâncă sau piatră mare este mărturisirea lui Petru că Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel viu. A existat un dialog, o convorbire de taina Mântuitorului în Cezarea lui Filip, când Mântuitorul i-a întrebat pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și i-au spus că unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau altul dintre proroci. Bine, bine, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și atunci Petru a zis în numele tuturor: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Și atunci Mântuitorul i-a schimbat numele și a spus: Tu ești Petru, și pe această piatră, o Petra, adică pe această mărturie, mărturisirea ta, voi temea biserica mea și porțile iadului nouă vor primi. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor, și oricâte vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și oricâte vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Îi vestește prin urmare taina, ceea ce este taina bisericii, cât putem noi să cuprindem din această taină, întemeiată pe mărturisirea că Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel viu, și în care, adică în biserică, s-a dat de către Dumnezeu puterea iertării păcatelor. Simon Petru, după pogorârea Duhului Sfânt, este cel care a luat cuvântul și din simplu pescar, din un om, dintr-un necărturar, a devenit un teolog deosebit. A vorbit plin fiind de Duhul Sfânt, unei mulțimi deosebit de mari, care era adunată la Ierusalim pentru praznicul cinzecimii și care, auzind vuietul de vânt care a însoțit pogorârea Duhului Sfânt sau a prefigurat-o, a anunțat-o această venire, Duhul Sfânt l-a întărit să vorbească atât de convingător încât ca la 3.000 de oameni s-au botezat. Au crezut în Hristos și s-au botezat, extizând biserica de la nucleul apostolilor la, iată, 3.000 plus apostoli. Și apoi încă 2.000 s-au mai botezat, încât biserica creștină a început cu vreo 5.000 de creștini. A urmat tragerea la sorți pentru propovăduirea Evangheliei,
pentru a împlini mandatul Mântuitorului care le spusese, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Petru a propovăduit în Țara Sfântă, în special în Iudeia, în Galileea, în Samaria, a mers și în Asia Mică și a ajuns până la Roma, mărturisind dumnezeirea Mântuitorului și chemându-i pe oameni la mântuire în Hristos. A fost, cum vă spuneam, în anul 67, condamnat la moarte prin răstignire pe cruce. A fost răstignit pe o cruce, dar el a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Și așa a murit 29 iunie anul 67. Celălalt apostol, Saul din Tars, alt temperament, altă cultură, altă profesiune. Saul din Tarsul Ciliciei era evreu, era fariseu, din neam de farisei. Tatăl său era un om simplu, dar pe copil l-a dat la studii. Tatăl său era împletitor de corturi și de pelerine din păr de capră. A învățat și Saul de la tatăl său această îndelendicire, care a fost de mare ajutor în cele trei misiuni, în cele trei călătorii apostolice, timp de 30 de ani. Saul din Tars a fost un om, un tânăr, foarte inteligent, foarte doritor să înțeleagă Scripturile, a studiat la picioarele lui Gamaliel, un mare învățat, un mare rabin al evreilor din timpul acela. La școala lui Gamaliel el a cunoscut Scripturile având o râpnă nemai întâlnită. Atât de absorbit a fost de studiu Scripturilor, încât el nici n-a știut, nici n-a luat seama la ce se întâmpla la Ierusalim atunci când Mântuitorul Hristos a fost prins, răstignit, omorât, îngropat, n-a știut despre aceasta până după înviere. După înviere, Sinedriu a dat poruncă ca toți cei care vor mărturisi pe Hristos să fie arestați și să fie uciși. S-a întâmplat aceasta cu Sfântul Ștefan. Saul a păzit hainele celor care au aruncat cu pietre Ștefan până l-au omorât. Era și rudă, se pare, cu Ștefan, n-a mai ținut cont de nimic, râvna lui, fanatic, am putea spune, l-a orbit încât a fost părtaș la moartea primului mucenic și arhidiacon Ștefan. Dar nu s-a oprit la aceasta. A primit împuternicire de la Sinedriu să meargă în Damasc, a auzit că acolo sunt creștini care mărturisesc pe Hristos. Se pare că și trupul a fost furat din mormânt și a fost dus undeva în Damasc. Și ei spun că a înviat ucenicii lui Iisus. Și a plecat cu această putere de la mai marii poporului să-i prindă pe cei care își zic creștini, să-i aducă în lanțuri pentru a fi judecați și condamnați. Dar înainte să intre pe poarta cetății, a fost strântit de pe cal de o lumină puternică, orbitoare, dar și orbit 3 zile și 3 nopți, dar o lumină care i-a vorbit: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Greu ți este să lovești cu piciorul în țepușă. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus Hristos pe care Tu îl prigonești. Ce să fac? Mergi în cetate și ți se va spune. Acesta e momentul, iubiți credincioși, schimbării lui Saul în Pavel. Din Saul, prigonitorul creștinilor, devine încet, dar sigur, cel mai mare apostol al neamurilor. Cel mai râvnitor misionar al bisericii. Apărător al dreptei credințe, păstor fără de pereche și mărturisitor până la moarte. A murit, cum v-am spus,
și el odată cu Sfântul Apostol Petru la Roma, decapitat de Nero. Dar până atunci a urmat botezul și propovăduirea Mântuitorului în Damasc. S-au alertat autoritățile iudaice și l-a plecat în Arabia timp de 3 ani, unde în post și rugăciune s-a pregătit pentru misiunea de apostol. A participat alături de apostoli la răspândirea în lume a veștii cele bune a mântuirii în Hristos. A ajuns, iubiți credincioși, prin cele 3 călătorii misionare în toată lumea aproape cunoscută pe atunci, în toată Asia Mică. A mers, de altfel și Petru a ajuns și în Babilon, dar el a ajuns de la Arabia până în Spania. A ajuns în Italia. A întemeiat comunități creștine. Le-a organizat. Trimis epistole. Avem 14 epistole consemnate în Noul Testament. A fost de 2 ori captiv. A mers în lanțuri. A suferit enorm. A trecut prin, să spunem, prin apă și prin foc. Toate acestea le-a îndurat cu o iubire față de Hristos, despre care va vorbi în epistola către Romani. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Iisus? De dragostea lui Hristos? Oare prigoana? Oare setea? Sau foametea? Sau golătatea? Sau primejdiile? Adevărat vă spun, zice el, că nici viața, nici moartea, nici cele înalte, nici cele de pe sub, adică adâncul și înălțimea, nici stăpânirile, nici puterile, nici o altă putere nu ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu care este Hristos Iisus. A suferit enorm, dar s-a și bucurat, cum spune la un moment dat, deși sunt în cumplite suferințe, sunt copleșit de bucurie. A trăit moartea și învierea lui Hristos. Și a ajuns, cum știm, s-a vorbit în apostolul de astăzi, la măsură dumnezeiască. A fost răpit la cer, nu știa dacă în trup sau în afară de trup, până la al 3-lea cer și acolo a auzit cuvinte care nu este cu putință omului să le rostească. Ce a văzut și ce a auzit n-a putut să ne descopere prin cuvinte. A fost, prin urmare, o trăire a îndumnezeirii omului pe care el sau Pavel de acum a experimentat-o și despre care a vorbit. Vă spuneam că, deși diferiți, cei doi au 3 puncte principale în comun. Despre unul deja am vorbit. Amândoi cred și mărturisesc că Iisus Hristos este Dumnezeu. Adică cred și mărturisesc dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, cred și mărturisesc până la moarte. Și își întemeiază întreaga propovăduire pe dumnezeirea Mântuitorului și pe învierea sa din morți. Sfântul Apostol Petru, v-am spus, nu trup și sânge ți-a descoperit, îi va spune Mântuitorul. Nu trup și sânge ți-a descoperit, ci Tatăl meu cel din cer. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul spune, pe această piatră voi întemeia biserica mea. Și porțile iadului nou vor birui. Sfântul Apostol Pavel spune, în El, în Hristos, locuiește, trupește plinătatea dumnezeirii. Și în altă parte spune că Dumnezeu s-a arătat în trup. Al 2-lea punct în comun este faptul că amândoi sunt oameni ai pocăinței și dascări ai pocăinței. Amândoi au greșit enorm înaintea lui Dumnezeu. Vă spuneam despre Petru că s-a lepădat cu jurământ, dar s-a pocăit profund și a fost iertat. De asemenea, Saul, din prigonitor al creștinilor, devine apostolul neamurilor. Și ne învață și pe noi pocăința. Dacă o să citiți epistolele, cele 14 ale Sfântului
Apostol Pavel, cele două ale Sfântului Apostol Petru, o să vedeți că acolo îi se arată și mari dascăle ai pocăinței. Și al treilea punct pe care l-au în comun este faptul că amândoi au iubit Biserica lui Hristos. Sfântul Petru este cel care, insuflat de Duhul Sfânt, a vorbit atât de convingător încât Biserica lui Hristos, care se întemease prin pogorârea Duhului Sfânt, s-a extins prin botezul celor 3000. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel a primit în convertirea lui misiunea să iubească Biserica, dacă putem spune misiune, el deja o simțea aceasta, dar a avut și misiunea aceasta de a propovădui iubirea lui Dumnezeu. În Epistola 1 către Corinteni, capitolul al 13-lea, avem imnul iubirii. Nimeni n-a scris atât de frumos și profund despre iubire ca Sfântul Apostol Pavel. Repet, 1 Corinteni, capitolul 13. Dar el de ce a vorbit, și numai el a vorbit despre biserică ca trup mistic al Domnului Iisus Hristos și despre creștini ca mădulare ale acestui trup tainic. De ce? Pentru că atunci când Mântuitorul i s-a arătat în lumina aceea vorbitoare care l-a orbit, dar l-a și luminat, i-a zis: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Sau nu-l prigonea pe Hristos, ci prigonea pe cei care îl mărturiseau pe Hristos, pe creștini, adică biserica. Deși Saul prigonea mădularele trupului, suferea întregul trup, adică Hristos, el lovea în trup, în creștini, și lovitura s-a articulat la cap, capul bisericii care este Hristos. Și vedeți, de aceea el vorbește în Epistola către Efeseni, în special, dar și la Galateni și în alte părți. Vorbește despre biserică, nu ca despre o organizație religioasă, ci despre biserică ca un organism viu, cu mădulare vii, prin care curge harul și capul acestui trup este El însuși, Hristos. Este temelia și capul bisericii. Amândoi apostolii s-au luptat în vremea lor atât cu evreii care rămăseseră blocați, împietriți în ura și invidia față de Hristos, cât și au luptat și cu păgânismul, cu filozofiile timpului. Sfântul Apostol Pavel a mers în Atena și acolo a propovăduit învierea lui Hristos, dar până să propovăduiască învierea, le-a vorbit despre monoteism politeiștilor, într-un mod convingător, în Areopag. Și pe mulți i-a pus pe gânduri. Încât acești oameni, puțini, dar cu putere de sus multă, au convertit la creștinism într-un timp relativ scurt, 30 de ani aproximativ, mulțime de credincioși. Mulțime de credincioși evrei mai întâi și apoi mulțime de păgâni. Încât biserica s-a extins în toată Asia și Europa. Astăzi îi pomenim în mod deosebit pe cei doi și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca pentru rugăciunile lor să ne dăruiască și nouă credința puternică în dumnezeirea Lui, a Mântuitorului, să ne dăruiască iubirea față de Biserica Lui precum au avut-o ei și să ne dăruiască pocăință sinceră și profundă cum au avut-o ei, pentru ca și noi să fim unde sunt ei, adică în Împărăția Cerurilor, sub forma aceasta a mântuirii spre slava Preabunului Dumnezeu și bucuria Îngerilor. Amin. Celor care purtați numele celor doi apostoli, Petru și Pavel, sau Petru și Paul, pentru că în Occident Pavel se zice Paul, adică cei care purtați numele Petre, Petru, Petrică, Petra, Petruța și celelalte, sau Paul, Paula, cele derivate, vă dorim mulți și binecuvântați ani, mântuire și viață veșnică. Amin.